Salutare și bine v-am regăsit la un nou proiect Sound Identity. Avem la bază un BMW X6 E71, proiect valabil pentru foarte multe tipuri de autoturisme, nu doar pentru BMW, ci pentru toată gama de mașini care au două tije și două tetiere. Așa, ia să vedem despre ce vreau să vă vorbesc aici. Avem la bază două monitoare care sunt puțin mai gigantice, ceva mai super wow, așa, care le vom amplasa pe tijele acestor tetiere, ok? Asta înseamnă că vom lua fiecare scaun frumos individual, îl vom decapita, da? Deci îl decopertăm, să zic așa, nu decapita, iertați-mă, nu editez, îl las natural clipul, așa, după care voi face tot posibilul să trec cu cablajul pe unde este nevoie necesar, așa, și voi trage frumos tot, voi implementa, voi lega la curent și vom avea accesibilitate permanentă ca să vizionăm tot ce înseamnă filme, videoclipuri, toate cele, ok? Bun. În prima fază, ce trebuie să știm, că avem niște monitoare Android 9 cu 2 GB de RAM, care ele, odată amplasate pe tijă și odată puse în funcțiune, vor avea accesibilitate la mai multe tipuri și facilități. Asta înseamnă că poți să pui pe el Waze-ul, poți să pui pe el Google Maps-ul, poți să pui stick USB, card SD. Așa, trebuie să văd dacă permite și partea aceasta de internet. Și acum mă voi și uita. Desigur, permite varianta când introduci un stick care are posibilitatea de 3-4G și poate să permită internet non-stop sau aveți un Wi-Fi în sistem. Acum, ele sunt gigantice, de 13,2 inch, da? Care vor merge foarte bine, iată, și cu acest trim care este aici, de aceea sunt și alese pe această culoare. Așa, vor fi foarte bine vizibile, vor fi tot așa variantă ca să-l tragi mai sus, să-l tragi mai jos, să-l înclini în ce direcție și în ce poziție vrei tu. Ai un scaun de copil, copilașul mai mic, poți să-i o direcționezi în jos sau invers. Pentru cei care nu aveți panoramic, pot să vă pun inclusiv monitor sus deasupra, pe plafonieră, și atunci din start, când vrei, îl deschizi, când vrei, îl închizi. Avem asemenea proiecte. Dacă intrați pe canalul nostru de YouTube Sound Identity, intri în playlist-uri, apeși toate pe playlist-uri create și te duci undeva la 07, 08, 09, sunt monitoare tetiere și diverse și plafon, și acolo veți vedea și variante mai mici de monitoare și variante mai mari de monitoare și diverse asemenea gadgeturi, ok? Oricum, având permisiunea de USB, de card SD, poți să pui filme, videoclipuri, documentare, ai un drum de business, vrei să-i prezinți la cineva orice, îi faci din slow motion, poți să-i pui poze și poți să vadă proiecte, sau poți să vadă documentare sau orice vrei să prezinți, de exemplu, pe acest monitor, nu doar pentru copii, deci este bun și util pentru multe altele. Sau, de exemplu, ai un drum de business și vrei să faci de pe această tabletă e-mail-urile, vrei să scrii, vrei să ți le monitorizezi aici, poți inclusiv și pe această tabletă și pe telefon și pe ce vrei tu. Ok, bineînțeles că YouTube-ul, Netflix-ul, Digi Online-ul, toate cele sunt active și se pot instala pe el fără niciun da și poate. Hai să mergem, să trecem, să băgăm mașina în garaj, să decopertăm tot ce trebuie decopertat, să tragem firele, vă voi arăta și acolo când le scot, le elimin, nu avem niciun clips rupt, absolut nimica, și să vă pot prezenta toată situația de la A la Z. Înainte să intru în garaj, am zis că hai să îl pun rapid un pic să vedeți aproximativ cam cum va fi el poziționat, încă fără cabluri, fără absolut nimica. Și totodată să vă mai fac două mici prezentări ce vom mai face în acest proiect în cazul în care sunteți interesați și de altceva. Cine aveți o navigație de genul așa de mică sau puțin mai mare și cea originală, cea cu înclinație înspre bord, așa cum se înclină bordul, ei bine, avem soluții super, super novice. Suntem în martie 2021, unde vom schimba și acest monitor, care va fi un alt proiect, unde vom pune acest monitor care va fi de generație cea mai nouă, exact ca și la F-urile noi, va sta practic acest monitor. Este un gadget full multitascreen, da? Poți să faci split screen, jumătate iGo, jumătate YouTube, jumătate Waze, jumătate Google Maps, tot ce vrei, poți să împarți pe el, ai toate aplicațiile, ai trei sisteme de navigație, că iată, aici nu avem nici măcar sistem de navigație, toate trei în limba română sau în orice
limbă doriți dumneavoastră sunt rulabile, plus vom pune o cameră față, spate, panoramică, comutabilă, ceea ce înseamnă că voi vedea până în colțul străzii de la blocul acela cine vine și plus de aici, cât vedeți, care, acea mașină care vine, ea va putea fi vizibilă aici, ceea ce vom demonstra și veți putea vedea într-un alt loc, puteți să ne cereți, să ne sunați și să vă zic unde găsiți această operațiune care am făcut-o. Acest aparat este un Snapdragon, e cel mai nou procesor din 2021, e peste Octa, peste PX6, Hexacore, peste toate procesoarele, așa, cu permitere de card SIM, cu permitere de card SD, da? Cu foarte, foarte multe facilități. Iar acum, în ultima variantă, să vă mai prezint un pic și această evacuare electronică, care este format din cele două generatoare de sunet și mai există un modul de sunet care va fi și el implementat în sistem și pe baza acestor două generatoare vor fi disponibile niște, mai exact și într-un cuvânt, după câte v-am zis, ele sunt comutabile inclusiv după un gadget 3-4G, cât și de pe practic cruise control sau pilot automat. Ele sunt recomandate de montat și prin interior cu ieșirea spre exterior sau sub mașină, sub autoturism, ca totuși sunetul să iasă în exterior, deci să nu fie în habitaclu, în interior. Ce e mișto la aceste sisteme? Că au 12 tipuri de tonalități, în 3 variante, light, city și sport. La sport are, face și popcorn-ul, rateuri, ceva super, super wow. Ok, hai să intrăm înăuntru și hai să începem să implementăm noul gadget, monitorul TTR. Începem un pic să demolăm, să decopărtăm partea de spate, să vedem cu ce ne întâlnim acolo. Prima extragere este cu succes și acum începem pe a doua. Bun, și aici am ajuns în varianta exact în care am dorit eu. Acum să intre conectica și după care să amplasăm monitoarele. Varianta finală, hai să vă arăt cum arată monitoarele, gata, instalate, nu se vede absolut deloc niciun cablu, nici jos, nici sus, absolut deloc nicăieri, da? Iată, atâta se poate observa din lateral, practic tija de prindere, sunt frumos echivalente, ecran de 13X+, da? I-am făcut inclusiv cu meniul de BMW, doar că sunt un pic întinecate pentru că vreau să-i dau un restart la ambele, ca să vedeți cum pornește cu logo de BMW. Hai să le vedem un pic și din spate, așa. Să vedeți cam cum arată, dacă v-ar place. Și să vedem un pic și din această poziție variantă. Iată, aici avem USB, intrare de HDMI, intrare de card SD, intrare audio pentru căști sau altă alimentare în cazul în care doriți să alimentați sistemul în alt mod. Da? Ele sunt tot așa, se pot trage în sus, se pot trage în jos, deci se pot mișca, nu vreau să le mișc pentru că acum vreau să vă fac o filmare inclusiv și cu pornirea și să fie echilibrate, echivalente, frumos, elegant, tot. Bun, sunt mișto, superbe, o să intrăm imediat să vedeți și puțin meniul interior ca să puteți afla și vedea totul. Acum, i-am dat restart la ambele ca să le vedeți un pic cum pornesc ele frumos cu logo BMW. Așa, atât stânga cât și dreapta. După care avertizează puiuții din spate dacă ei sunt centurile sus, pentru că plecăm la drum și începe vizionarea. Repet, este un Android 9, individual fiecare, 9 el, da? Cu câte 2 GB de RAM. Atâta le trebuie până pornesc. Ele sunt legate pe contact în cazul în care, de exemplu, părăsești mașina, să nu cumva să le uite puiuții sau oricine altcineva, să le uite în modul de lucru, da? Și le-am făcut, iată, cu tentă de BMW, da? Deci cu logo și cu tentă de BMW. Se poate schimba screen-urile în foarte multe variante, dar chiar cu logo, cu tipic de BMW, este doar pentru ele și tipic alte mărci nu prea am văzut, și cu alte tipuri de pictograme, ok? Acum, să intrăm un pic și să vedem și funcționalitatea lui. Da? Iată, aici avem video, music, galerie, settings, apps-uri. Dacă intrăm la apps-uri, aici putem alege diverse moduri și diverse aplicații care le dorim. Ea permite hotspot, deci permite dacă îi dai internet sau îi dai orice altceva, poate să aibă acces la internet, poți să downloadezi YouTube-ul, poți să downloadezi Waze-ul, Google Maps-ul, Netflix-ul, Digi Online-ul sau orice variantă de sistem care rulează orice video. Da? Bun. Acum,
Dacă intrăm la settings, aici putem vedea clar, uite ce v-am zis, Android 9 cu 32 inter și cu 2 giga, cei care sunt existenți, ok? Bun. Totodată, aici la Music, dacă intrăm și ne conectăm practic printr-o cască Bluetooth sau orice altceva, putem să îi rulăm, de exemplu, o melodie sau orice altceva, da? Hai să vedem ce am rulat acum aici. Ia să luăm puțin din stânga. Nici eu nu știu care e utilitatea lui maximă, că nu l-am utilizat încă. Așa, a și deschis practic melodia. Putem derula în ea, putem să mergem cu ea cât dorim practic noi. Ok? E trebuie un pic de timp până practic el își preia toată informația, pentru că avem un stick foarte mare în el. Îi dăm rapid și deja melodia practic merge. Da? Deci tot așa, iată că se aude un pic și dacă eu vin cu ea, iată, vin aici, merge. Dar, repet, nu vreau să derulez absolut nici măcar o melodie, dacă se poate. Iată, să vedem pe partea de video. Așa, ia să-i dăm aici, ia să-i dăm acest clip în care avem frumos partea aceasta de... Ia să văd cum îi fac eu sunetul. Că la sunet nici nu știu, ba, uite aici, de aici dai mai încet sau de aici dai mai tare, ok? Deci sunt variante și variante și ce v-am zis, poți să-l rabatezi așa, poți să-l rabatezi așa, depinde care utilizator, cât de mare sau cât de puiuț este în spate, ok? Și ceea ce v-am zis, că poți să derulezi iată în capăt, poți să derulezi iar la început, el practic merge în continuare, în flux continuu. Da? Iată ce frumos este. Este super ok. Este super vizual. Poți să-ți faci pe el și documentații despre orice ai tu pe un stick, dacă vrei să te joci, să lucrezi pe el. Deci nu neapărat doar să-l folosești în plan multimedia sau în varianta asta de ce știe el. Da? Deci, practic, poți să pui orice informație dorită în sistemul tău. Iată de aici am iau, de exemplu, folderele. Iată de aici. Și aici am foarte multe. Da. Și luminositate, poți să eu setez, da? Iată acolo, iată acolo e luminositate, da? Aha, iată și de aici volumul, da? Deci pot să-l dau mai tare sau mai încet, cum vreau eu, da? Super. De-aia zic că trebuie un pic să ne jucăm cu ele ca să le evidențiem și să știm fiecare ce știe. Ok? Merge repede, deci n-ai treabă cu el de niciun punct de vedere. Ia să-l facem mai full și iată ce mișto și drăguț este chiar această variantă de clip. Ok? Ei bine, avem diverse variante de monitoare tetiere care le puteți vedea pe www.soundidentity.ro dacă intrați pe canalul nostru de web, da? De pe website. Intri partea stângă pe shop, așa, și acolo la categorie selectezi monitoare tetiere, după aia selectezi ce model, de 10, de 12, de 13, de 15, de 18, că avem și variante de plafon din astea mari sau orice altceva, și poți să vezi prețuri anume pentru ele. În caz că încă n-am reușit să le adaptăm pe site, vă rog frumos să ne sunați, aveți în tot parcursul clipului, în partea de jos, cât și la începutul clipului și la finalul clipului, aveți număr de telefon, puteți să mă contactați. Ne mai găsiți foarte mult pe Facebook, Sandu Vancea, Sound Identity, Hifi Oradea, încălziți scaune Oradea, cât și tor, tuning, evacuare, electronic Oradea, tot ceea ce voi proiecta și pe această mașină, pentru că pe această mașină avem mai multe proiecte, inclusiv acel carpet care, dacă l-ați văzut, care l-am montat, i-am montat un pic și sistemul de boxe care se vede că acolo lucește la Twitter, așa, adaptare de Twitter, cât i-am pus și cameră față, spate, panoramică și multe altele, doar că este un alt vlog, dacă doriți mă întrebați și vă zic unde este sau eventual las în descriere un link și pentru acel setup, da? Și ne mai găsiți foarte, foarte mult pe canalul nostru de YouTube, Sound Identity, unde dacă intri, te abonezi, intri în playlist-uri, că este pagina de pornire videoclipuri playlist-uri, apeși pe playlist-uri, e-mail sub playlist-uri, apeși pe playlist-uri create și avem primele 14 sunt servicii unde pe la, de la 01020304 undeva pe la 0809 sunt monitoare, tetiere și plafon. Poți să vezi această rubrică cât și alte variante pentru X5, X6 și modele mai noi și modele mai vechi, da? Așa. Și dacă mergi puțin mai jos de la 16, o să vezi BMW și acolo vei vedea foarte multe setup-uri, inclusiv tot ce a făcut pe această mașinuță. Ok?
Mulțumesc că ați vizionat acest clip. Eu am fost Andu, nu uitați, ne găsiți în toate rețelele unde v-am spus eu. Nu uitați, sunați-mă cât mai mult, nu îmi scrieți pentru că nu avem timp de scris, da? În cazul în care doriți orice variantă, monitoare, acele frumoase navigații sau camere față-spate sau încălzire scaune sau pornire din ceas inteligent din telefon și evacuări electronice. Ok? Ei bine, și multe, multe altele. Vă mulțumesc că ați vizionat acest clip. Eu am fost Andu, bye bye, la revedere!